meu că să-l transporte, nu căpeam în remorcă și am mai tăiat 6 metri. Și cine a plătit bradul începem, acela? Începem să ne apropiem de Caracal. Din păcate, nu e scuză, dar trebuie să spun și nu, repet, nu e scuză, e constatare. Încă funcționăm cu materialul clientului, așa că sunt inevitabile și sincope de genul ăsta. Cine a plătit?